Domnule ministru, vreau să vorbesc, vorbim întâi de masterplanul general de transport, pentru că este poate cel mai important subiect și document aflat în curtea ministerului dumneavoastră. Și în această vară, în urma discuțiilor Comisia Europeană, avem o formă agreată a acestei strategii, însă deocamdată nu avem adoptată în țară, adică nu avem într-o lege, într-o ordonanță, nu are o greutate acest document. Și am să vă întreb ce se întâmplă cu el. Cum va avea această strategie o greutate de lege, de... Da, masterplanul astă vară, după îndelungi discuții cu Comisia Europeană, a căpătat forma finală. Știți că programul operațional de infrastructură mare n-ar fi putut fi aprobat fără existența masterplanului. E adevărat, masterplanul, această lege a transportului în România, este obligația statului român și nu este vreo obligație impusă de Comisia Europeană, ci este strict obligația statului român. Dacă discutăm despre formalizarea acestui master plan, noi ne propunem, am avut variante de lucru mai multe. Una din ele era legată de un proiect de lege, una era legată de un proiect de hotărâre de guvern. Lucrăm și eu cred că până la finalul anului vom avea adoptat master planul printr-un act normativ. Dacă discutăm de hotărâre de guvern, dacă discutăm de lege, vă dați seama, el va intra în Parlament și își va parcurge timpul în sesiunile Parlamentului. Deocamdată analizăm cea mai bună soluție astfel încât să poată fi funcțional mai repede. Bun. În varianta care a fost agreată cu Comisia Europeană, masterplanul vine cu două strategii de implementare, două scenarii, în special pentru sectorul rutier, acolo sunt cele mai mari modificări. Avem un scenariu optimist și un scenariu pesimist. Pesimist e cel în care ne bazăm doar pe banii noștri și banii europeni. Corect. Practic înseamnă că facem Sibiu-Pitești și o bucățică de drum expres spre Moldova. Varianta optimistă. Precum și celelalte drumuri care sunt deja în lucru. Vorbim de proiectele mari, că astea sunt cele mai vizibile. Corect. Varianta optimistă, pe care sperăm noi o putem implementa, e una în care ne bazăm pe vreo 8 miliarde de euro pe care ar trebui să luăm din împrumuturi, dar asta înseamnă să activăm o clauză de reformă structurală, o derogare de 0,5% din PIB, dar care, având în vedere prognozele deficitului pe anul viitor, cu codul fiscal, cât se spune, spre 3%, pune apă acolo, e posibil poate să nu putem activa acea clauză de reformă structurală. Așadar, ce se întâmplă acum? Care este ministerul nostru, spre ce scenariu merge? Haideți să gândim pozitiv. Sigur, pe noi ne-ar interesa foarte tare să reușim să accesăm, să activăm clauza de reformă structurală, astfel încât să putem deschide mai multe proiecte. Dar astea sunt discuții pe care le vom avea cu Ministerul de Finanțe, sigur, legate și de codul fiscal și de toate detaliile financiare, să spunem, dar le vom avea cu Ministerul Finanțelor discuțiile, cum spuneam, și vom găsi o soluție. Masterplanul mai prevedea un lucru. Pe lângă proiectele pe care le enumera acolo și le analiza, punea problema și capacității administrative a statului român, autorităților statului român, de a gestiona atât de multe proiecte de infrastructură. Și una dintre sugestii era de a reforma, de exemplu, CNADNR-ul, de a împărți în două companii. Una care să fie specializată pe mentenanță a proiectelor deja funcționate, deja aflate în curtea CNADNR-ului, o altă companie care se ocupe exclusiv de investiții, de proiectele noi. Deci două companii. Da, n-am luat încă o decizie vis-a-vis de subiectul ăsta. Haideți să analizăm punctual ce înseamnă și una și alta din soluțiile prevăzute în master plan. Am discutat cu colegul meu de la Ministerul Fondurilor Europene, cu domnul ministru Nica, câteva soluții chiar ieri la ședința de guvern comună româno-bulgară și în perioada următoare vom face niște propuneri. Da, cu domnul Neaga de la CNADNR ați discutat această posibilă... E o decizie a ministerului asta. Bun, vă întreb de CNADNR pentru că este poate una din cele mai vizibile companii de stat și pe care se pune cea mai mare presiune publică. Toată lumea vrea autostrăzi, toată lumea vrea drumul expres cât mai repede dacă se poate ieri. Dar s-a dovedit că au fost probleme și sunt probleme în continuare cu multe din proiectele aflate în lucru sau contracte. Sunt probleme cu blocaje, contracte reziliate, licitații întârziate. De ce merg lucrurile atât de greu în această instituție? Da, toată lumea vrea autostrăzi și este bine că vrem autostrăzi pentru că, iată, de la Revoluție n-am prea reușit să facem multe lucruri. Dar noi românii, în marea majoritate a noastră, astăzi circulăm pe drumurile naționale. Drumuri naționale care, ele au mai fost reabilitate, au fost întreținute, au fost modernizate, dar astea sunt lucrări care sunt continue. Mare parte din fondurile de la CNADR se duc pe întreținere.
Și să știți că nu sunt sume mici. Nu știu dacă e bine sau rău gestionate sumele, dacă sunt bine sau rău gestionate sumele acolo, dar foarte mulți bani consumăm pe mentenanță, pe întreținere, pe modernizări, pe reabilitări, pe ranforsări de drumuri. Dacă discutăm de problemele în proiectele care se desfășoară cu fonduri europene, ele sunt multiple. Cred că am putea găsi zeci, sute de motive pentru care am întârziat. Dacă începem de la cele mai importante probleme, să spunem, cele legate de licitații. Pentru că vedeți și dumneavoastră că licitațiile se întârzie foarte mult derularea proiectelor, sunt licitații contestate care s-au încheiat după parcurgerea tuturor etapelor și dacă vorbim de CNSC, dacă vorbim de instanță, avem licitații închise după 2 ani. Și am să vă dau cel mai simplu exemplu, autostrada, varianta ocolitare, iertați-mă, a municipiului Bacău, care s-a închis după 2 ani de zile de la în care s-a finalizat procedura, la care s-a finalizat procedura, mai bine zis, după 2 ani de zile după declararea primului câștigător. Lucru care este deja inacceptabil. Discutăm de licitații și de contestații, discutăm de avize și acorduri care se iau foarte greu. O să încercăm acum să găsim soluții pentru a putea obține avizele mai repede. Discutăm de întârzieri și în elaborarea documentațiilor. Iar aici am dispus analizarea unor soluții pentru elaborarea unor documentații standard de licitații. Eu vă spun așa. Sunt nenumărate motive. Sigur că nu trebuie să ne uităm la motive. Trebuie să facem pași înainte și să nu facem greșelile pe care le-au făcut cei de dinaintea noastră, cei care au fost înainte la minister și care ne-au dus astăzi în situația în care suntem. Vorbeam de licitațiile care se durează foarte mult, dar sunt unele licitații durează foarte mult pentru că și rămân în curtea CNADN-ului foarte mult. Și vă dau un exemplu. Avem autostrada A3 de lângă București, celebru ciot, pe care ne chinuim să-l facem, să-l terminăm și să-l... Da. A fost reziliat contractul pe primii 3 km, luna martie. În mai s-a scos la licitație, în iulie s-au depus ofertele și iată că suntem acum aproape în octombrie și nu avem un câștigător. Adică problema a rămas la CNADN. Așa este, am discutat, sunt foarte multe firme participante la licitația asta. Din discuțiile cu CNADR-ul a rezultat că în octombrie se va închide. În octombrie? În octombrie anul ăsta. Se va închide procedura de licitație și vom avea un câștigător. Sigur, ulterior vom vedea cum e cu contestațiile, dar vom avea un câștigător. Autostrada Sibiu-Răștie lot 3. E cea închisă pentru reparații, este o premieră negativă pentru statul. E prima autostradă pe care o închidem complet pentru reparații. Acum, din sursele noastre, și asta e o întrebare din sursele noastre, am aflat că situația solului instabil din zonă ar fi mai problematică decât se credea și că refacerea terasamentului și corpului autostrăzii în același mod nu ar fi o soluție trainică. Pe de altă parte, nici actualul contract nu poate fi suplimentat. Nu ar putea fi suplimentat. Ia în calcul ministerul realizarea de urgență a unei expertize și a unui proiect de consolidare, de reparație, care să fie acordată unui nou constructor? Pentru început aș vrea să fac o precizare extrem de importantă. Secțiunea de autostradă nu este recepționată, ceea ce înseamnă că lucrarea este încă la constructor. Problemele care au apărut acolo au apărut și în presă, le știam și noi, au făcut ca să îi punem pe constructori să se apuce de refacerea autostrăzii, sectorului de autostradă. Nu știu, sigur, pe surse sau din surse sunt unele informații și bune și poate mai puțin bune, dar eu vă propun să așteptăm expertiza tehnică care este comandată, expertiza tehnică independentă comandată de CNADR, care ne va spune care sunt cauzele reale pentru care acolo au apărut acele crăpături în asfalt, care sunt soluțiile de remediere și ulterior eu vreau să vă asigur că în condițiile în care vor fi identificate persoane care au greșit, acele persoane vor răspunde. Eu personal voi solicita instituțiilor statului să ia măsuri pentru cei care au greșit împotriva celor care au greșit. Când ne așteptăm la aceste concluzii, la această expertiză? Colegii mei de la CNADR se află, compania se află de ieri la
autostradă, în zona autostrăzii, au discutat, urmează probabil astăzi, mâine să găsim niște, să comunice niște soluții și să vedem ce putem, ce se poate face. Această autostradă este una din acele autostrăzi pe care noi le-am făcut cu mare parte cu bani europeni, fonduri nerambursabile. Există riscul să pierdem fonduri europene pe această autostradă? Eu sper să nu. Dar există riscul? Până eu când? Sper să nu. N-aș putea să vă dau un termen exact, eu sper să nu. Ne mutăm puțin mai încolo pe autostrada 1, pe coridorul 4, la Lugoj-Deva. E unul din acele proiecte pe care noi ar fi trebuit să le terminăm din ciclul financiar care tocmai se încheie, îl fazăm, că nu așa. Și totuși, până în momentul de față nu avem o componentă importantă, nu avem lansată licitația pentru acele ecoducte, tunelurile de urși. De ce s-a așteptat atât de mult? De ce durează atât de mult? Pentru că s-au avizat foarte târziu, au venit foarte târziu autorizațiile de mediu. S-au reavizat soluțiile tehnice. Urmează ca, dacă nu greșesc, la sfârșitul lunii ăsteia, adevărat, mai sunt câteva zile, să se scoată, să se poată scoate la licitație ecoductele. Despre autostrada Comarnic-Brașov, cum stăm acum cu ea? Autostrada Comarnic-Brașov, după cum știți, ea este... La ea se reface studiul de fezabilitate, sau în sfârșit discutăm de studiile geotehnice, în principal pe sectorul de mijloc. După cum știți, autostrada a fost împărțită în 5 loturi. Loturile de capăt și loturile de mijloc. În ceea ce privește loturile de capăt, o să ne propunem să scoatem la licitație, după finalizarea într-un termen scurt a acestor studii de fezabilitate, să scoatem la licitație de proiectare și execuție capetele, urmând să finalizăm, așa cum spuneam și mai devreme, studiile geo și în cursul anului viitor să scoatem la licitațiile și cele 3 loturi din interior. Aici aș face o mică mențiune. După cum știți, ne-am propus să construim 2 variante ocolitoare pentru Comarnic și pentru Bușteni. Le-am văzut săptămâna trecută, chiar am fost să le văd personal traseele acestor 2 variante ocolitoare. Până la finalul anului se va face documentația și se vor scoate la licitație. Eu sper ca în cursul anului 2016, în anul 2016, să avem aceste 2 variante ocolitoare gata. Bun, multă lume spune că își pune întrebarea de ce mai erau nevoie de aceste 2 centuri dacă oricum facem autostrada asta și o grăbim, adică o facem foarte repede. Pentru că autostrada se construiește în 3-4 ani, pe când centurile ocolitoare le putem construi în 6 luni. Bun. Să vorbim despre autostrada Sibiu-Pitești, pentru că e fără doar și poate cea mai așteptată și cel mai important proiect și în master plan și probabil din portofoliul dumneavoastră, ca zic așa, că dumneavoastră vă ocupați. Da. Unde suntem acum cu studiul de fezabilitate și când vom putea să discutăm deja de licitația pentru construire? Discutăm de Sibiu-Pitești, care într-adevăr și din punctul meu de vedere este cea mai importantă autostradă. Ea este la ea... O să lucrăm, așa cum vă spuneam și mai devreme, ca și la Comarnic-Brașov. Ea este împărțită în 5 loturi. Loturile de capăt, care înseamnă Pitești-Curtea de Argeș și Sibiu-Băița. Cele 2 loturi, pentru cele 2 loturi, studiul de fezabilitate va fi gata până la finalul anului. Asta a fost discuția pe care am avut-o eu personal cu proiectanții, urmând ca la începutul anului 2016 să scoatem la licitație cele 2 capete și în 2016... Vom vedea, în funcție de rezultatele licitațiilor și de contestații, să începem efectiv să lucrăm. Aici aș vrea să încercăm, să știți, la această autostradă, să evităm toate problemele pe care le-am avut cu celelalte autostrăzi, dacă discutăm despre blocajele care s-au creat după adjudecarea licitației, după începerea lucrărilor, cum spunea și mai devreme, de acele celebre ecoducte. Și aici îmi propun ca, după ce proiectanții vor prezenta, discuția a fost luna asta, să prezinte cele 4 variante de traseu pentru autostradă, să facem întâlniri publice în fiecare județ care este traversat de autostradă și să solicităm tuturor celor interesați. Dacă vorbim de organizațiile de mediu, dacă vorbim de organizațiile care se ocupă cu cercetările arheologice sau oricine până la urmă este interesat să ne spună dacă pe traseul autostrăzii sunt probleme de mediu sau pot apărea probleme pe care poate proiectanții, nu le-au identificat. Încercăm să lăsăm o lună și ceva astfel încât să
luăm în calcul toate aceste comentarii, toate aceste propuneri și intervenții și ulterior să finalizăm, cum spuneam, la sfârșitul lunii, la sfârșitul anului, să finalizăm studiul de fezabilitate pentru capete și să putem începe lucrările. Pentru că vorbeam la început de master plan, ultima mea întrebare legată de proiectele rutiere se referă la autostrada sau, hai să spunem, drumul expres spre Moldova. În master plan, în ambele scenarii, și cel pesimist și cel optimist, proiectul era unul prioritar și noi momentan nu avem scoase la legislație nici măcar studiul de fezabilitate. Ele au fost scoase, dar au fost anulate în martie și de atunci nu s-a mai întâmplat nimic. CFR-ul lucrează la documentațiile pentru licitații și le va face în perioada următoare la PSAP. Da, vă întreb pentru că în strategia de implementare, care vine cu master planul, revizuirea SF-ului are anii de implementare 2015-2016 și noi suntem la final deja de 2020. E adevărat, dar vedeți că pentru asta ne trebuie acei bani suplimentari de care discutam și la începutul interviului, pentru care trebuie să activăm clauza de reformă structurală. Bun, da, și eu am să vă aduc aminte din nou de ce ziceam că bucățica asta de autostradă intră în ambele scenarii. Adică bucata de cel puțin până la Bacău o facem și dacă n-avem un împrumutul. Deci, așa cum vă spuneam și mai devreme, e clar că cei de la CNADR vor trebui să facă în perioada următoare și eu știu că așa se va întâmpla, vor scoate la licitație aceste sectoare de... Ar trebui niște eforturi duble ca să nu... Asta e, ori să lucreze mai mult. Bun. Aș vrea să abordăm pe scurt, dacă se poate, și o problemă a podurilor, pentru că separat de proiectele rutiere, pentru că, de exemplu, s-a vorbit foarte mult vreme despre un nou pod peste Dunăre la Brăila. Unde suntem cu acel proiect? Se vorbește de 25 de ani de un pod nou la Brăila. Îmi pare rău, nu, n-aș vrea să credeți că iau în glumă. Acest pod este extrem de important pentru Nex, este extrem de important pentru cei care tranzitează țara și vin din partea de nord, nord-vest, ca să ajungă fie la în Delta Dunăre, fie să ajungă la mare. În ceea ce privește podul de la Brăila Tulcea, studiul de fezabilitate este în execuție, el are termen la anul în 2016 să fie gata și ulterior să fie pregătită licitația și pornită. Știu asta pentru că am discutat cu autoritățile de la Brăila și cu autoritățile de la Tulcea să asigură tot sprijinul necesar, pentru că deja s-au făcut din vară studiile geotehnice pentru realizarea studiului de fezabilitate. Din ce fonduri ar urma să fie? Din fonduri europene. Este europene. Podul de la Brăila Tulcea. Tot peste Dunăre se discută de realizarea unui nou pod spre Bulgaria. Și să mă întreb, pentru România, unde ar fi cel mai bine să construiască acest pod și când s-ar putea face, cu ce bani? Există, într-adevăr, între România și Bulgaria, e făcut un studiu de fezabilitate pe fonduri europene, pe programul transfrontalier România-Bulgaria, care a identificat, dacă nu greșesc, patru poziții unde se poate construi podul. Ultimele două de care știu eu că au fost discutate cu partenerii bulgari sunt cel de la Turnu Măgurele Nicopole și, de asemenea, de la Călăraș-Silistra. Deci ele sunt două potențiale, două poziții unde se poate construi și unde există îndeplinite toate condițiile din punctul meu de vedere. Pentru România, unde ar fi mai bine dintre cele două? Nu s-a stabilit încă. Bun. Dar cine, când am putea discuta concret despre un proiect de o licitație lansată? Eu știu că studiul de fezabilitate, și sper să nu greșesc, este la momentul ăsta depus spre finanțare la pe programul transfrontalier România-Bulgaria pe exercițiu financiar ulterior, următor, adică ăsta în care suntem în 2014-2020. Deci ar trebui deja să știm ceva concret, nu? Adică... Deci el este depus, ultimul lucru pe care o știu eu, că era trecut ca primă variantă Turnu Măgurele-Nicopole și cea de-a doua variantă Călăraș-Silistra. Să vorbim despre căile ferate și aici nu pot să nu vă întreb despre întârzierile foarte mari la Coridorul 4 feroviar. De la Arad, da, la Sinjara, Brașov. Întârzierile la lucrări sunt date de ceea ce vă spuneam și mai devreme în cazul drumurilor. Discutăm de licitații întârziate, discutăm de avize și acorduri obținute greu. Astea sunt motivele pentru care am întârziat. Bun, cum putem să recuperăm din timpul pierdut, până la urmă? Așteptăm... Lucrăm în continuare, da, lucrăm în continuare, se lucrează, încep să se obțină autorizații la avizele, reîncep lucrările. Centura feroviară a capitalei,
nu știu dacă știți de acest proiect, dar era un proiect în mare vogă acum câțiva ani la Ministerul Transportului și de atunci nu s-a mai auzit nimic. Era vorba să reabilităm actuala centură feroviară, să facem gările, puncte intermodale, un fel de tren urban și periurban pentru capitala, așa cum sunt da. În orașele vestice. Mi-aduc aminte și eu că erau discuții legate de, mai ales de vizitele pe care le făceau diferite companii chineze în România, sperând la vremea respectivă când vom reuși să finanțăm centura, inelul feroviar al capitalei, centura feroviară, pe bani ai chinezilor. Din păcate, iată, nu s-a întâmplat nimic. Doar că aș vrea să vă spun că centura feroviară, ea se propune să moderniza prin implementarea câtorva proiecte feroviare. Și vorbim aici despre București-Constanța, sectorul București-Pantelimon-Pasărea și discutăm despre calea ferată București-Giurgiu, pe care o avem în master plan și pe care în perioada imediat următoare vom încerca să găsim soluțiile, să începem efectiv, pentru că uitați-vă, sunt 10 ani, dacă nu greșesc, de când linia de cale ferată, sau mai bine zis, legătura de cale ferată între București și Giurgiu frontieră este închisă din cauza podului de la Grădiște. Deci eu cred că în perioada următoare vom începe și această lucrare, vom face studiile, vom începe documentațiile, astfel încât și vom găsi și bani, astfel încât să putem deschide acest tronson de cale ferată, să construim podul, că e unul din obiectivele de pe traseul căi ferată și atunci vom rezolva prin asta și o parte din centura feroviară. Deci vom putea să discutăm poate în viitor apropiat de un tren periurban pentru capitală, pentru navetiști, pentru... Nu vă spune da astăzi, nu știu, lăsați-mă să mai verific. Vă zic pentru că, de exemplu, avem un pod foarte mare și foarte frumos și foarte scump pe care l-am făcut pe centura de nord, peste centura feroviară, și acea bucată de centură feroviară nu e folosită. O să găsim soluții la toate. Bun, s-a vorbit foarte mult despre realizarea magistralei M6 spre aeroport. Pe de altă parte, CFR are o linie care ajunge foarte, foarte aproape de aeroport. Și de ce nu este extinsă această linie direct până în aeroport? Să se facă un terminal, o gară și s-ar asigura mai ieftin și mai rapid legătura aeroportului cu centrul Bucureștiului, până la urmă, că gara de nord este foarte aproape de centru. Deci legătura aeroportului cu Bucureștiul se face astăzi pe rutier, după cum știți, prin transportul comun, sau fiecare ajunge cu mașina la aeroport. Da, sunt cele două soluții care leagă aeroportul de centrul capitalei prin acea linie de metrou, la care anul ăsta o să finalizăm documentațiile tehnice și după aceea o să vedem de unde găsim resursa financiară. O parte avem, dar o parte să vedem și cealaltă parte de unde o găsim, dacă discutăm de metrou, iar în ceea ce înseamnă legătura feroviară, nu știu dacă a fost cu trenul la aeroport, dacă ați avut curiozitatea, dar oricum acum nu mai merge, dacă ați avut curiozitatea când a funcționat, nu cred că era o soluție excepțională la vremea respectivă. Transbordarea de pe marginea rambleu căi ferate într-un microbus la gară. Soluția pentru care există o documentație în fază incipientă, este adevărat, este construirea, extinderea liniei de cale ferată până în aeroport și construirea unui terminal de cale ferată care, din punctul meu de vedere, ar trebui să deservească în comun și viitoarea linie de metrou în parcarea aeroportului, într-una din parcările aeroportului Otopen. Discutăm, deci până la urmă discutăm de acest proiect ca un lucru da, concret? Discutăm de acest proiect, discutăm de acest proiect ca un lucru concret. Și dacă ar fi să vă întreb de niște termene, de nici... Nu mă puneți să-mi dau termene. Orientativ. Toată lumea se întreabă când vom merge cu trenul la aeroport. Nu mă puneți să vă dau termene, pentru că astea sunt... toate termenele astea ar trebui să le dea companiile, unu, și doi, să știți că începe să fie greu, cel puțin astăzi. Sau în momentul ăsta mi-e greu să vă dau termene, pentru că vedeți și noastră că toate licitațiile din România se contestă, ceea ce înseamnă că mi-aruncă de fiecare dată termenele pe care le dau, îmi poate arunca termenele pe care le dau dintr-un an în altul sau chiar mai mult. Dar e un proiect pe care și-l asumă Ministerul să extindă linia de cale ferată până în aeroport? Da, avem în vedere să asigurăm legătura de la aeroport Otopeni și pe cale ferată până în București, până la gara de nord în speță. Bun, că tot am vorbit de metro, care este situația de la MetroX? Pentru că va avea compania un nou director general? Momentan este interimară.
cu siguranță că va avea un director general, dar după cum știți, directorul general se pune, este pus, este ales pe ordonanța 109 sau în baza unui concurs făcut pe 109, sigur că vom avea un director. E și acel scandal de corupție cu licitația de trenuri. Da. Da, e adevărat. E o licitație care s-a oprit la DNA. După cum știți, licitația respectivă s-a închis. Rezultatul a fost contestat. Până să închide, sigur, au fost problemele cu DNA-ul. Contestațiile au mers la CNSC și CNSC-ul a dispus suspendarea oricărei proceduri, o continuării licitației, până ce DNA-ul nu se pronunță în cazul, în dosarul pe care îl are în lucru. Și noi ce ne facem fără trenuri? Că deschidem acum o nouă magistrală. O să analizăm o soluție, nu știu să vă spun în momentul ăsta. Din păcate, licitația e blocată pe motivele pe care vi le-am spus mai devreme. Și cum ar putea fi deblocată? Doar dacă DNA soluționează? Nu știu. Bun, spuneți-ne care e situația la zi cu cele două șantiere de metro, M4 și M5 din drumul Taberei. Lucrurile se desfășoară într-un ritm normal, există finanțare. Eu personal sunt mulțumit de cum se lucrează la metro. Și pe magistrala M5 când vom putea circula? Concret, toată lumea treabă, e întrebarea cea mai... Dacă nu avem trenuri, nu știu cum putem circula în momentul ăsta. Haideți să vedem. Bun, și care va fi următorul proiect? Adică facem M4, terminăm M5 până la Eroilor, care va fi... Vom continua haideți să le terminăm pe asta. Haideți să le terminăm pe asta. În mod normal știți că M5 se continuă, dar haideți să le terminăm pe asta și după aia să discutăm. Dacă ar fi să luăm după scenariu optimist, la anul 2016 ar trebui să terminăm, nu? Aceste două. De asta vă zic, de pe acum ar trebui să pregătim următoarele. Eu astăzi aștept, vă spuneam, să vedem ce se întâmplă cu această licitație, pentru că, de fapt, ea va putea face, în ghilimele spus, să nu se circule. Dacă nu se închide licitația, nu vom avea cu ce trenul să circulăm pe M5. Și atunci avem niște, ziceți-mi, galerii de metro frumoase, stații terminate, dar nu o să avem cu ce circula până nu găsim soluția cu trenurile. Trenurile vechi mai pot fi? Nu funcționează, nu pot merge. Bun, să trecem să vorbim puțin despre Tarom. E o companie care are la conducere un manager străin în funcție. Cum vedeți dumneavoastră situația companiei? Situația companiei nu este foarte bună, după cum știți. S-a schimbat CEO-ul, cred că de vreo 3-4 ori. Eu am încredere în ultimul CEO, cel pus pe procedură, pe ordonanță 109. Și eu cred că această companie va trebui, în cazul acestei companii, va trebui să facem toate eforturile astfel încât să putem să redresăm activitatea companiei și să Taromul să devină ceea ce a fost odată emblema aviației românești. Cu domnul... Într-o piață pe care dumneavoastră o vedeți din ce în ce mai agresivă, piața asta a aviației. Cu domnul Heinzmann ați purtat discuții? Sigur că da. Am vorbit destul de des cu domnul Heinzmann și domnia asta este interesată în revitalizarea, în reabilitarea companiei. Eu cred că lucrurile, sper și îmi doresc ca lucrurile să meargă pe direcție bună. Despre schimbarea flotei de avioane, ce ne puteți spune? Deocamdată nimic. Deci nu... Era o discuție... Deocamdată nu vă pot spune nimic pentru că vreau să văd cum merge compania. Deci să înțeleg că anul următor, anul ăsta, nu vom discuta despre... Dumneavoastră înțelegeți ce vreți, eu vă spun doar... Ce am spus mai devreme. Anul acesta se încheie exercițiul financiar european 2007-2013. În cazul dumneavoastră, ministerului, vorbim despre poste. Da? Cât bani va pierde România? Pentru că nu a reușit să absorbă toate fondurile. Nu mai discutăm de poste, că posteul deja este plecat la Ministerul Fondurilor Europene. După cum știți, în 2012 situația era destul de... rea, haideți să-i spunem așa, cu absorpție de 6% și ceva%. Da? Absorpția a crescut într-o progresie foarte bună, aș spune eu. Ne aflăm la 58% la sfârșitul anului 2014, când, după cum știți, posteu a plecat la Ministerul Fondurilor Europene. Iar acum, pe final de an, vom avea, estimăm, undeva la 73-75%. Am avut ieri o discuție cu colegul meu de la Fonduri Europene. Noi ne propunem să nu pierdem bani, să nu avem dezangajare.
Păi, dacă nu atingem 100%? Asta nu înseamnă dezangajare. Sunt proiecte fazate. Bun, nu, nu, bine, dar... Nu gândiți noi... matematic, lucrurile stau altfel aici. Nu gândiți strict matematic. Întrebarea, da, dar întrebarea e simplă. Noi câți bani pierdem pentru că n-am fost în stare să facem, să luăm din banii europeni? Nu cred că puneți problema bine câți bani pierdem. Eu vreau să vă spun că o să avem o absorpție care nu e mulțumitoare, dar raportat la etapa la care am preluat-o, eu zic că este foarte bună. Ce putem face ca peste 6-7 ani să nu stăm la aceeași masă să discutăm din nou despre o absorpție slabă? Adică să nu mai avem din nou proiecte fazate când se termină poi. Peste 6-7 ani nu știm unde vom fi nici eu, nici dumneavoastră. Haideți să nu facem ipoteze. Eu cred că am învățat experiența primului exercițiu financiar al României. Ne-a învățat și eu îmi doresc, sper și chiar cred că nu vom mai face greșelile din acest exercițiu financiar.